articol Lili Sandu, desfăț culinar viața de mămică i-a adus satisfacții uriașe, dar și momente mai puțin plăcute, a dezvăluit Lili Sandu în cadrul emisiunii Teo Show. Iar momentele neplăcute țin mai mult de faptul că în aceste momente delicate nu poate să conteze pe soțul ei, care este prins cu o mulțime de proiecte. Vă salută și bebe! Mulțumesc lui Dumnezeu, este minunat, este cu minte și din burtică. Îi ofer cea mai frumoasă viață. Citesc, ascult muzică, sunt zen, meditez. E un copil răsfățat deja. Nu îl cresc singură, cu tatăl copilului ne vedem în weekend. E prins în perioada asta, e destul de dificil pentru el. E prins de dimineața până seara. Lili Sandu, desfăț culinar, avem o viață înainte să fim împreună. Este destul de complicat, dar mă bucur că o am pe mama la mine. Îmi satisfac plăcerile culinare acum. A fost o perioadă destul de dificilă, dar acum suntem bine. Îi mulțumim lui Dumnezeu că nu există niciun caz COVID în familiile noastre. În cazul nostru, sarcina este un miracol de la Dumnezeu. M-am îngrășat 11 kg acum, dar nu mi-ar fi plăcut să trec prin sarcina asta cu supă. Asta nu înseamnă că trebuie să rup frigiderul în două, dar mă simt mult mai frumoasă și femeie acum. Bine, soțul spune că acum are o altă femeie lângă el, mi-au crescut sunii foarte mult. Cred că niciun bărbat nu se plânge de asta. Este o parte din interviul oferit de Lili Sandu lui Teo. Citește și Ramona de la Puterea Dragostei, înregistrată în baie. Am stat cu el și avea mereu telefonul la ureche. Citește și Andra Voloso atacă din nou pe Ana Maria Lintaru. Nu-mi place. Genul ei de frumusețe mă lasă rece, semnul exclamării. Totul a pornit de la o provocare de a se demachia în direct. Citește și o româncă din Cluj-Napoca a devenit consiliera lui Donald Trump pe probleme de știință și tehnologie. Daniela Ruse, super specializată în roboți,